Prieteni dragi, mă bucur să vă regăsesc la un nou material. Ce ziceți de o vizită pe plaiuri românești? La o piesă de teatru? Repovestită? Altfel? Deși Caragiale a scris doar 9 piese, este considerat cel mai mare dramaturg român prin faptul că a reflectat cel mai bine, asta prin intermediul operelor, desigur, realitățile, limbajul, comportamentele românilor. S-a bucurat de recunoașterea muncii pe întreaga perioadă a vieții sale, însă n-a lipsit să fie criticat și desconsiderat. Abia după trecerea în neființă, pentru contribuția în dramaturgia românească, a primit distinția de membru al Academiei Române, post-mortem, 36 de ani mai târziu. Piesele sale au fost publicate, republicate, jucate, ecranizate. Unele au devenit surse de amuzament pentru iubitorii de teatru comic. Astăzi, Ion Luca Caragiale este un nume care nu lipsește din programa școlară, operele sale variind de la novele, povestiri, momente, schițe, teatru, dramă, comedii, diferite articole politice. A scris Caragiale pentru toate vârstele, iar biografia sa este de asemenea studiată și ea. Sunt foarte mulți autori, totuși, din timpurile sale, oameni de artă, care au scris despre el, fapt care ne ajută pe noi astăzi să înțelegem mai bine viața acestui autor. Însă, poate chiar și așa, puțin cunoaștem povestea omului din spatele operelor, povestea unui bărbat care a trăit cu patimă și a iubit până în ultima clipă și când spunem asta ne referim chiar la ultima sa suflare. Dar nu-i nimic, până la urmă de asta suntem aici, la timpuri povestite cu acest material. Să repovestim istoria, din altă perspectivă, nu-i așa? Așadar, Ion Luca Caragiale, marele dramaturg român, marele autor de piese de teatru. În interiorul portretului de scriitor stătea un bărbat care a iubit femeile, dar care a fost și el iubit de ele. Un bărbat a cărei viață n-a fost atât de nelipsită de griji familiale și financiare, dar care s-a descurcat destul de bine în comparație cu alți contemporani și prieteni de-ai săi, cum ar fi marele Eminescu. Și cum a trăit el din plin până în ultima clipă, a făcut să răsune în lume povestea decesului său erotic. Trebuie să spunem de la început că încă nu se știe foarte clar dacă chiar așa a fost, deși pentru mulți oameni ai timpului său dubii n-au existat. Dar pe semne că Nenea Iancu, așa cum era el cunoscut, era mai bine știut de lume, și o moarte în urma unui infart erotic era poate ce îi se potrivea cel mai bine. Era ceva ce n-ar fi surprins pe nimeni. Și nimeni alta nu i-a fost alături atunci, în acele momente, decât celea de la Vreancea, despre care vom povesti cu altă ocazie. Dar, dincolo de pasiunea pentru pianista, care atunci avea numai 25 de ani, Nenea Iancu, adică Ion Luca Caragiale, s-a lăsat condus fără scrupule în fel de fel de aventuri complicate și triunghiuri amoroase, iar unele dintre aceste povești au făcut chiar istorie. Este cunoscut faptul că nu s-a dat înapoi în a-și trăda prietenul Mihai Eminescu, furându-i iubita. Care iubită? Veronica Micle, desigur. Constantin Notara, un alt prieten de-al său, în casa căruia ospita adesea, să-i se ducă soția n-a fost nicio problemă. N-au fost singurii prieteni intimi care și-au împărțit fie soțiile, fie iubitele cu Caragiale. A pus coarne aproape fiecărui prieten pe care l-avea, atâta timp cât acesta i-a arătat soția sau amanta sau fica. N-a găsit nicio preliște în a se duce și în a se îndrăgosti și el la rândul său de femei mult mai tinere, pe care le cunoștea de când erau copile. Apoi mai avea și alte pasiuni Nenea Iancu, dincolo de literatură și femei. Vinul și traiul în preajma oamenilor cu stare. Ce să mai, dragii mei, în spatele dramaturgului creator al pieselor celebre, O scrisoare pierdută, O noapte furtunoasă, a stat un bărbat șarmant, cu mare lipici la dame, care a trăit o viață întreagă într-un lung lanț al slăbiciunilor. Rămâneți alături de mine să aflăm povestea de dincolo de poveste. A fost novelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic, conferențiar, ziarist. A fost considerat cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori ai României.
Se naște în 1852, pe 30 ianuarie, în satul Haimanale, județul Prahova. Este fiul unui avocat, Luca Caragiale, secretar pe atunci al mănăstirii Mărgineni, iar mama era Ecaterina Caraboa sau Caraboas, descendenta unei familii de negustori greci din Brașov. Trebuie spus de la bun început câte ceva despre tatăl lui Ion Luca Caragiale, care provenea dintr-o familie de aromâni. Acesta era atras de teatru și a fost căsătorit anterior cu o actriță și o cântăreață, Caloropoulos, de care s-a și despărțit, dar fără a divorța vreodată. Însă avocatul și-a întemeiat apoi o familie statornică cu această brașoveancă, Ecaterina Caraboas, fiica unui negustor grec, și în interiorul familiei, mai târziu, a venit pe lume Ioan Luca Caragiale, fiul care avea să iubească teatrul, femeile, vinul și lumea bună, ca și tatăl său. În familie avea să-i se spună Iancu și acest nume a fost purtat pe buzele tuturor prietenilor săi toată viața sa. Primii 8 ani de viață sunt obișnuiți unui băiețandru de familie bună. Anul 1864, așadar, este anul în care școala primară ia sfârșit, iar Ioan Luca Caragiale termină această școală cu cea mai mare medie dintre cei 85 de elevi. Perioada liceală este împărțită între Ploiești și București și este timpul în care tânărul adolescent începe să facă dovada talentului său literar și pasiunii pentru teatru. Adolescentul Iancu începe să scrie poezii în taină, dar înainte de debutul său literar a fost fascinat de performanțele teatrale ale unui unchi, Iorgu Caragiale, care era și actor și șef de trupă la București. Între anii 1868-1870 se înscrie la cursul de mimică și declamație, ținut undeva la Conservatorul Bucureștean, tot de către un unghi de-al său, Costachi Caragiali, actor și autor dramatic cunoscut în acea epocă. Și în toamna acelui an, 1868, îl cunoaște și pe Mihai Eminescu, pe atunci era sufleur în trupa lui Mihail Pascali. Însă nu poate continua aceste studii pentru că în 1870 tatăl său moare, iar tânărul Iancu Caragiale se vede nevoit să-și ia vrând nevrând sarcini de bărbat al familiei. Se mută împreună cu familia la București, pe când avea 18 ani și singurul său venit era acela de a fi copist la tribunalul Prahova. Dar aici nu rămâne foarte mult, decât câteva luni de zile, pentru că după moartea tatălui, pe lângă faptul că se mută la București, nu se mai prezintă nici la serviciu și este destituit. Iancu căuta să facă ceva mai bun cu viața sa și mai ales pentru a se întreține pe el, pe mamă și pe soră. Urmează pentru tânărul Iancu o etapă de câțiva ani în care încearcă fel de fel de slujbe, sufleur, copist, colaborator la diferite publicații, corector. Căuta să scrie și să publice fel de fel de eseuri, la București, la Iași, la Craiova, o listă lungă de îndeletniciri care nu îi aduc deloc venituri sperate, dar care îi aduc cunoștință și fel de fel de întâlniri cu oameni de artă. Până la urmă era tânăr și pentru el să meargă dintr-un loc într-altul cu puțin bani, să alerge pe la tot felul de gazetării, să înființeze publicații, era tot ce însemna viață. Pe lângă faptul că întâlnea în drumul său femei frumoase, atrase de artă. Aproximativ 8 ani așa o duce, într-o nesiguranță totală, dar trăind din plin, înconjurat de buni prieteni, ca și el. Cu Eminescu și Slavici creează o strânsă prietenie și toți trei colaborează la ziarul Timpul, unde publică numai ce vor ei și unde se mai leagă și cu înverșunare de politicile Partidului Liberal de pe atunci. În tot acest timp, la Junimea, este primit de către Titu Maiorescu, care începe să vadă în tânărul Caragiale un mare potențial. Este chiar invitat să-și prezinte la Iași, la cea de-a 15-a aniversare a Junimii, comedia O noapte furtunoasă. Junimiștii recunosc în tânărul autor o nădejde a literaturii noastre dramatice. Câteva săptămâni mai târziu, în 1879, ianuarie, a avut loc și premiera piesei O noapte furtunoasă, și o nepoată a lui Nicolae Bălcescu, pe nume Olga, a consemnat într-o scrisoare dracul autorului la premieră, un autor care s-a arătat emoționat din calea afară de această șansă nesperată. Tot această invitată, Olga, vorbea și despre masa îmbelșugată, oferită de Titu Maiorescu după reprezentație, în cinstea tânărului dramaturg. Păreau că stelele aveau să se alinieze cumva pentru tânărul autor.
Începea să aibă apariții constante în presă, era acum recunoscut de oamenii care contau ai literaturii române, iar comediile sale erau apreciate și foarte căutate. În oarecare fel, astea însemnau ceva bani pentru tânărul mereu lefter și pentru femeile din viața sa, în special pentru mamă și soră. Totuși, chiar dacă piesele sale erau acum jucate pe scenă, deci se dădea spectacol după spectacol, Ion Ghica, directorul Teatrului Național de pe atunci, intervine în textele sale și îi modifică unele pasaje. Iritat, Caragiale își retrage piesa de pe afiș, unde se pare că în primă instanță nici măcar nu figura cu numele, chiar dacă se juca propria sa piesă. Ion Ghica a fost un mic potrivnic al lui Caragiale la începuturile sale, dar tânărul dramaturg, având aripi protectoare, a fost ajutat și atunci de Titu Maiorescu în redactarea unor scrisori de protest către Ion Ghica. Titu Maiorescu merge și mai departe, chiar îl finanțează să trăiască o perioadă la Viena și să scrie. Era și Eminescu pe acolo, tot finanțat să-și termine studiile, pe care n-avea de gând să le mai ducă la capăt. Ba, printre altele, pe străzile Vienei se mai întâlneau și cu Veronica Micle, care își căuta leacurile inimii după Eminescu, dar care mai mersese acolo și pentru a se trata de un oarecare vărsa de vânt, din ce pare. Ei bine, după 3 ani de colaborare, în 1881 s-a retras de la ziarul Timpul. De acolo a plecat și Slavici, rămânând doar Eminescu. Caragiale acum se plimba prin case selecte, făcea senzație cu comediile sale și era tot mai bine văzut în lumea bună a Bucureștiului. Cunoștea artiști peste artiști și, bineînțeles, că n-a durat mult să intre în atenția reginei care adora muzica și literatura. Care regină? E bine, Carmen Silva pentru artiști. Sau regina Elisabeta României pentru ceilalți cetățeni ai lumii. Caragiale așadar începea să trăiască bine după 10 ani de zbucium și de efort în a-și întreține familia. A fost numit, prin decret regal, revizor școlar pentru județele Suceava și Neamț și în 1882 a fost mutat la cerere la circumscripția Argeșe și Vâlcea. Ei, dragii mei, era acum un bărbat trecut de 30 de ani, frumos, talentat, comic, amuzant, popular, cunoscut în lumea literară. Apoi cine intra în saloanele reginei Carmen Silva n-avea cum să fie un necunoscut în lume. Ca să facem cunoscută mai bine această epocă a artiștilor din saloanele reginei, trebuie să menționăm că tânărul dramaturg frecventa lumea mondenă cu mult înainte ca celebra poveste George Enescu și Măruca Cantacuzino să existe. Noi am povestit despre ea aici, la Timpuri Povestite. La vremea când era favorit de regină, deci prin 1883, Caragiale avea 30 de ani, iar regina împlinea 40. Însă personajele despre care de-abia am amintit, despre care am povestit într-un material anterior, de-abia se născuseră, aveau 2 și respectiv 4 ani. Va mai trece vreme până când aceștia vor colora lumea mondenă cu povestea lor. Dar când ești pe culmile succesului și recunoașterii publice, nu te însori? Nu-ți faci o familie? Caragiale era și el împins de către mamă să se căpătuiască. De femei nu ducea lipsă, mai ales că își petrecea vremea în triunghiuri amoroase în care n-avea ce să caute. La vremea aceea, Veronica Micle, măritată cu un pedagog și fizician Ștefan Micle, era îndrăgostită nebunește de Minescu, cu care trăia mai degrabă o iubire neîntâmplată. Caragiale a servit multă vreme ca amic al celor doi și intermediar în amorurile acestora. Dar norocul face ca soțul Veronicăi, mult mai în vârstă decât ea, să decedeze și în felul acesta să se elibereze o cale nesperată pentru poetul Eminescu, să-și întemeieze o familie cu Veronica. Doar că n-a fost simplu. Așteptarea, jocurile de orgoliu dintre cei doi, atâtea probleme financiare pe care Eminescu le avea, a făcut ca o posibilă poveste să se deruleze mai mult prin scrisori între Eminescu și Veronica. O perioadă Eminescu scria de la București pentru ziarul Timpul, în vreme ce Caragiale și Slavici erau la Iași și pe lângă ei se afla Veronica Micle. Așa că îi era mai aproape Veronicăi, pe care o consola când putea, mai ales că între aceasta și poetul iubit apăreau foarte adesea clinciuri prin scrisori.
Iată că în modul acesta Caragiale a speculat momentul și a reușit să o seducă pe Veronica să-i devină amantă, în vreme ce Eminescu promitea doar iubiri imaginare. Blonda pasiune a lui Eminescu ar fi căzut în patul lui Caragiale în vreme ce poetul habar n-avea, dar aventura a fost mărturisită lui Titu Maiorescu chiar de către Caragiale, într-o doar când marele protector al celor doi prieteni ar fi spus la o cină că Eminescu avea gânduri serioase de însurătoare cu Veronica, proaspăta văduvă. Chiar Titu Maiorescu, mai târziu, îl informează pe Eminescu că povestea dintre Veronica și Caragiale este una foarte reală. Canalia, a fost tot ce a putut declara Eminescu când a aflat de trădarea propriului prieten. A vrut chiar să-l provoace la duel pe Caragiale, dar s-au bălăcărit în scrisori și prin redacțiile pe care le frecventau. Ei, acesta a fost momentul când ziarul Timpul, la care cei doi colaborau împreună cu Slavici, să aibă o nouă direcție. Caragiale renunță la colaborare cu revistă, susținut de către regina Carmen Silva își ducea creațiile mai departe, în vreme ce Eminescu rămâne singur, susținut de Titu Maiorescu, urmând ca în anii ce aveau să vină operele sale, poeziile sale să fie publicate în valuri. Luceafărul devine acum un imn pe buzele pasionaților de poezie. La fapt divers, Eminescu, deși începe și el să se bucure de ceva recunoaștere, este mereu în clinciuri cu Veronica, pe care nu o poate ierta că i-a înșelat iubirea, dar încearcă. Cei doi se împacă, însă relația lor nu se mai sudează ca odinioară, mă rog, ce-o fi fost ea relație mai mult prin scrisori. În schimb, chiar dacă Iancu, Caragiale, nu se poate apropia de Veronica și nici nu publică scrisorile compromițătoare dintre ei, asta încercând să demonstreze cât de mare om era el și cât de mult aprecia prietenia cu Eminescu, tot nu s-a abținut să-l descrie pe poet în publicațiile sale. De exemplu, în notele Amintiri despre Eminescu, Caragiale se pare că răspunde unor întrebări mute sau a unei dorințe personale de a lămuri câte ceva din bârfele vremurilor. Cu toată inegalitatea temperamentului său, Eminescu avea două coarde întotdeauna egal de întinse, veșnic înamorat și veșnic având nevoie de bani. Se putea altfel și poet și sărac. Veșnic visa niște mâini subțiri și reci, veșnic vâna un cămătar care să-i cumpere pe nimica leafa înainte cu câteva luni, se împrumuta de bani grei pe procente orbești ca să-și cumpere haine de lux și să o urmărească rost de gelozie pe persoana gândurilor lui, care avea o patimă nebună pentru flirt și cu care îl lovea pe poet și în iubire și în mândrie. Și cu banii împrumutați o căuta și ea nu se prezenta unde credea el, iar a doua zi să fie cătrănit și îndurerat, cu atât mai mult cu cât era foarte ușurat de greutatea banilor, prinși cu destul alergătură în jur. Ca toți oamenii de felul lui, îi a zvârlis seara ca să-i dorească dimineața. Acestea erau unele dintre amintirile lui Caragiale despre Eminescu. Adevărul era că între cei doi bărbați a fost întotdeauna o rivalitate unită de Veronica Micle. Dar mai bine să-și vadă de drum, să-i lase în pace pe cei doi. Era anul 1882, Caragiale obține un transfer de post și devine revizor școlar la Argeș-Vâlcea și de atunci nu mai revede pe Veronica și nici cu Eminescu nu se mai întâlnește. Dar continuă să scrie și să se îndrăgostească de orice femeie care îi apare în preajmă. În perioada revizoratului de la Pitești, Caragiale a definitivat capodopera sa literară, O scrisoare pierdută, o comedie a cărei premieră a avut loc în 13 noiembrie 1884 pe scena Teatrului Național din București, în prezența reginei Elisabeta României. Premiera piesei s-a bucurat de un succes extraordinar. Succesul îl făcea și mai de succes în fața femeilor. Era el un șarmant, dar acum avea și aturi în plus. Pe Veronica n-o iubise și ca să iasă din aceste scandaluri pe care le tot mai auzea pe seama celor doi amorezi, adică trei și cu el, s-a gândit și el, cumva, să-și dreagă viața cu o iubire proprie. Încă de câteva luni înainte, întâlnise o tânără fată bogată și foarte frumoasă. Numele său era Leopoldina Reineghe și o cunoaște într-unul dintre saloanele literare pe care le frecventa, în Craiova, la casa lui Titu Maiorescu. Este cuprins dintr-o dată de o pasiune nebună pentru această tânără pe care o numește Fridolina. Bine, trebuie spus că Caragiale avea obicei să găsească diminutive și porecle tuturor. Este atât de amorezat încât are gânduri matrimoniale și amenință cu sinuciderea dacă nu este luat în seamă.
Dar fata era ea la Craiova când s-a întâlnit cu ea, dar trăia la Iași, iar el muncea acum în Craiova, la Gazeta Doljului. Cum să facă să țină această iubire pe picioare și atât de distantă? Caragiale îi ruga pe toți prietenii de prin Iași să-l țină la curent cu ce făcea Fridolina lui, dar mai mult să stea și cu ochii pe ea. Și îi scria unui prieten, disperat, mizir: "Ce face, Fridolina? O doresc de-mi seacă sufletul." Caragiale obișnuia să trimită cu trenul de la Craiova niște buchețele de violete, pe care amicul său mizir trebuia să le ducă Fridolinei. Doar că inima acesteia nu era pentru dramaturg și nici nu se lăsa fata vrăjită de buzunarele goale ale unui cărturar care mai trăia și în partea cealaltă a lumii, vorba aceea. Fridolina știa ce voia și în niciun caz nu dorea o viață nomadă cu un bărbat precum Iancu Caragiale. În plus, ce știa sau ce nu știa el era că fata își avea inima dăruită unui maior care o ceruse deja în căsătorie și care promitea mult mai multă stabilitate. Apoi, poate că mai erau și bârfele pe seama lui Caragiale, care încă mai cântau în spatele său, prin Iași pe undeva. În plus, până să-i dea papucii fata, Caragiale însuși s-a gândit să dea el bir cu fugiții din această poveste, pentru că prietenii de la Iași l-au cam trezit la realitate, la timp. Ca să se însoare cu Fridolina, însemna să fie întreținătorul întregii familii. Fata era și ea de familie cu stare, pentru că tatăl moștenise niște active la o fabrică de țesături din Viena, o moștenire de pe urmele soției și mama Fridolinei, dar nu-i dăduse nicio zestre acestei fiice. Deci, averea era și încă nu se știa dacă și cum era. Așa că Iancu al nostru a preferat să renunțe la amorul neîmpărtășit și să o lase pe Fridolina să se mărite cu cine credea ea că avea șanse mai bune de viață, iar el, de asemenea, să-și vadă de drum. Femei mai erau până la urmă, el să fie sănătos și creativ. Măcar de asta nu putea spune că nu se bucura încă. Nu mai lucrează nici el foarte mult la Craiova, după ce s-a ușurat de bani trimițând cadouri costisitoare în cealaltă parte a țării. Se mută la București, unde se ocupă de alte scrieri și articole, iar Titu Maiorescu publică în convorbiri literare comediile lui Caragiale. Nu știm cum se face că o cunoaște și pe Maria Constantinescu în 1884, o frumoasă fată angajată la fabrica de tutun Belvedere, probabil în vreme ce lucra acum el la regia monopolurilor din București, ca funcționar. Se îndrăgostește de fată și ea de el și din pasiunea lor se naște un fiu, Mateiu Caragiale. Acesta vine pe lume la 12 martie 1885. Ion Luca Caragiale își declară fiul la oficiul stării civile, adică îl recunoaște, doar că povestea cu Maria nu continuă mai mult de atât. Cei doi nu se căsătoresc niciodată și chiar se și despart, fără să știm de ce. N-avem foarte multe detalii despre această poveste. Dar anul 1885, pe când Caragiale avea deja 33 de ani, se anunță totuși un an foarte bun, dincolo de nașterea primului său fiu. Avea să moștenească niște bani. Caragiale, în modul acesta, scapă de grija zilelor următoare, pentru că norocul face ca o foarte bogată vară primar de-a mamei, fără moștenitorii, să decedeze, iar Caragiale să moștenească a șasea parte din avere, o valoare totală de 3-4 milioane, adică o avere imensă pe atunci. Dar continuă să se implice în lumea literară și, după un așa noroc bănesc, parcă se deschide iarăși o etapă înflorită în viața dramaturgului. În anii care urmează primește mai multe recunoașteri regale. În 1888 este numit, tot printr-un decret regal, director general al teatrelor. Oficialitățile și presa îl privesc cu mare ostilitate și îi privesc cu mare ostilitate inițiativele. Dar tot în acest an, 1888, încă tânăr și promițător la cei 36 de ani pe care i-avea acum, organizează reprezentațiile teatrale de la Sinaia în cinstea principelui de Wales, pe atunci viitorul Eduard al VII-lea. Primește cu această ocazie decorația Steaua României în grad de cavaler. Dar stă el departe de triunghiuri amoroase? No, nici nu vrea și nici nu poate, pentru că inima cere, ochii văd, tânăr este. Nu caută nici departe. Este acum director general al teatrelor, da? Nu trăia el dintotdeauna înconjurat de teatru și de actori? Ei bine, în acele vremuri legase o strânsă prietenie cu Constantin Notara, un foarte renumit actor român, una dintre personalitățile cele mai de seamă ale teatrului românesc.
tatăl compozitorului Constantin C. Notara. Acesta a căsătorit cu actrița Amelia Wellner, o frumoasă și tânără femeie. Trebuie spus că ambii soți Notara erau actori la Teatrul Național și bun prieten cu Caragiale și l-ospitau adesea în casa lor. Caragiale, care nu trăia cu fiul și cu mama acestuia, adică cu Mateiu Caragiale și cu Maria, era slobod să petreacă vreme pe unde voia și iată-l vrăjit de frumusețea actriței, Notara. Caragiale n-a mai ținut cont nici de prietenia cu soțul acesteia, iar partidele amoroase se derulau chiar în casa familiei Notara, fără ca soțul să aibă idee. Din ce se spune, mai sunt și teorii că, în modul acesta, printr-o relație camuflată, soții Notara să-și obțină influența directorului teatrului. Se pare că aventura, care și așa n-avea cum să aibă alt deznodământ, se încheie când soțul înșelat îi prinde pe cei doi chiar în patul conjugal. Întors acasă pe neașteptate, dintr-un turneu, Constantin Notara dă peste Caragiale chiar în dormitor, îmbrăcat cu halatul și cu papucii săi. Ar fi exclamat: "Coane, am înțeles că mi-e nevasta, dar și halatul și papucii?" Scandalul s-a finalizat cu demisia de onoare a lui Notara de la Teatrul Național, iar ziarele vremii titrau mare: "Balamuc la Teatrul Național din cauza boroboațelor directorului." După asta, nici Caragiale n-a mai fost foarte mult timp director, cum adesea se întâmpla. Era anul 1888, unul care, pe de altă parte, însemna pentru Caragiale o altă poveste de iubire. Trebuie spus că, după atâta publicitate negativă, gândurile de liniștire iar se adună în mintea dramaturgului. Cu câțiva ani în urmă ieșise șifonat, dar și oarecum câștigător din triunghiul amoros cu Eminescu și Veronica. Apoi a vrut să se însoare cu Fridolina, dar n-a ieșit povestea. Acum iată-l iarăși într-un triunghi amoros și iarăși cu gânduri de așezare la casa lui. Deci, pe cine să mai pună ochii? Ei, pe cine nu pusese ochii până atunci? O cunoscuse deja. Se pare că întotdeauna Caragiale avea la îndemână un as, așa cum cunoștea adesea fel de fel de oameni, pe o tânără fată. O altă fată frumoasă și de familie bună, Alexandrina Bureli, asta pe când era director la teatru. Da, pe ea avea să o curteze. Era o fată așezată și poate avea să-l așeze și pe el la casa lui. Nu știm dacă Iancul, dragii mei, adică Caragiale nostru, spera în vreo iubire anume. Părea să ia viața în comic și în dramatic, dar fără să-și dorească pentru sine iubiri vindecătoare, îndelungate, stabile, calme. Nu, lui îi plăceau pasiunile fulgerătoare, înflăcărate, iubirile mistuitoare, ciudate, posesive, pătimașe, chinuitoare, imposibile, ceva nedefinit. Era foarte posibil ca, în relația cu Alexandrina, să nu-și dorească nimic altceva decât o aliniere cu firescul vieții, să experimenteze cum o fi să fi bărbat însurat. Mama sa se afla pe ultimele suflări și îl implorase îndelung să-și găsească o soție. Așadar, măcar să o vadă fericită pe ea în cele din urmă. El, dacă se nimerea să fie fericit prin căsătorie, era bine. Dacă nu, fiind un bărbat cu multiple pasiuni, n-avea oricum să se plictisească. Așa că, în acel an 1888, s-a hotărât o nouă iubire. Tot atunci, dinspre Iași, sosesc vești foarte triste. Eminescu este și el în agonie între viață și moarte. Era sărac, uitat, bolnav, neîmplinit sufletește. Veronica era pe alături, totuși, dar ea avea viața ei de femeie văduvă, mama a două fete, măcar trăia bine, că moștenise ceva de pe urma soțului. Eminescu n-avea să o mai ducă mult din ce îi raportau prietenii și, în privința asta, el, Caragiale, n-avea ce să mai facă. Poate doar într-o zi să spună despre Eminescu lucruri frumoase, să lase cumva în urmă toate conflictele care au fost. Caragiale urmează sfatul mamei, se hotărăște să se însoare, cu adevărat. Alexandrina era ce-i trebuia, o fată tânără, frumoasă, liniștită, de familie bună. A văzut-o pe Alexandrina, care avea 23 de ani, într-o seară, la teatru. I-o prezentaseră câțiva cunoscuți și s-a interesat de familia acesteia. A doua zi s-a și prezentat în fața arhitectului Gaetano Bureli. "Mi-o dai, tată socrule?" ar fi întrebat Caragiale la ușa arhitectului.
O veste a cererii în căsătorie o știm de la cea care i-a fost ultima iubită lui Caragiale, cella de la Vrancea, tânăra care, în momentul cererii în căsătorie, avea numai 2 ani. Însă, în volumul pe care ea l-a publicat, dintr-un secol de viață, cella de la Vrancea povestește cum, nedormit și plin de frământări, Caragiale ar fi mers într-un suflet cu noaptea în cap la ușa socrului, care nu era oricine, ca să o spunem drept. Antonio Gaetano Burelli a deținut calitatea de arhitect al Bucureștiului și în vremurile sale s-a construit Colegiul Sfântul Sava. Despre cela de la Vrancea care a povestit despre această cerere în căsătorie, vom avea ocazia să povestim și noi mai târziu, pentru că ea va închide lungul lanț al slăbiciunilor lui Caragiale. Dar deocamdată ne reîntoarcem în 1888, când cei doi, Alexandrina și Iancu, se logodesc, urmând ca nunta să aibă loc în ianuarie 1889. 1889, dragii mei, este iarăși un an care marchează mai multe decese. Mama dramaturgului se stinge din viață. Este anul în care se consemnează o mare pierdere și pentru literatura română. În iunie decedează Eminescu, iar 2 luni mai târziu Veronica Micle, o moarte care s-a încercat din răsputeri a se demonstra a nu fi sinucidere. Știți deja că Veronica a încercat și ea să cocheteze cu poezia. Chiar este considerată poetă, însă contemporanii săi aveau o altă părere. Și numai dacă citim ceva din ce spune Parbu Ștefănescu de la Vrancea, care apoi era și un bun prieten cu Caragiale, evident că recunoștea foarte bine idila lui Caragiale cu Veronica, și dacă mai citim și pe Nicolae Iorga, înțelegem câte ceva despre Veronica Micle sau părerile acestora despre ea. De exemplu, de la Vrancea, consideră volumul de poezie al Veronica Micle o palidă imitație a liricii lui Eminescu, iar pe Veronica o consideră poet mic, neînsemnat, fără temperament, fără originalitate, fără chemare de a spune ceva pe lume. Iorga consideră că viața și opera Veronicăi Micle sunt ca una din acele drame antice în care se cuprind 3 piese deosebite, reprezentând 3 faze ale aceleiași acțiuni: greșeala, efectele ei înainte de expirare și pedeapsa. Cert este că la aflarea acestei vești, adică decesul lui Mihai Eminescu, Caragiale reacționează cumva. Publică articolul denumit În Nirvana, odată cu moartea amicului Eminescu, și intră în comitetul pentru ridicarea monumentului marelui poet, alături de alte nume importante ale vremurilor, Maiorescu, Rossetti, Negruții. Cum însurat, o vreme stă departe de aventuri. Bine, nu-i mai merge ca odinioară. Munca sa este adesea criticată și face schimbări dese de funcții. Alexandrina, femeia care i-a rămas alături lui Caragiale până la sfârșitul vieții, în ciuda infidelităților care n-au lipsit, îi dăruiește 4 copii, dintre care doar 2 ajung la vârsta adultă. Luca și Ecaterina, Luchi și Tuschi, așa erau alintați de către tată. Luchi, Luca Caragiale, ajunge și el un poet și traducător mai târziu, pe când Ecaterina sau Tuschi va fi cunoscută precum Ecaterina Logadi, în urma căsătoriei cu un subsecretar de stat al ministrului de interne. Ea povestește foarte mult despre tatăl ei. Împreună cu cei 2 copii rămași în viață, Alexandrina și Iancu Caragiale îl cresc și pe fiul cel mare al lui Caragiale, pe Mateiu. Și el, împreună cu frații săi, încearcă o carieră literară mai târziu. Întreaga familie Caragiale se învârtea acum în cercuri literare extraordinare, mai ales foarte adesea în casa lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, cu care Caragiale avea o puternică prietenie. Era un extraordinar avocat, iubitor de literatură, de muzică, ale cărui fiice ele însele au urmat calea artei, și cea mai cunoscută era pianista cela de la Vrancea, fiica cea mare. Dar Caragiale ce mai face în tot acest timp? Continuă activități literare, se implică și în afaceri care nu aduc venituri, o berărie de exemplu, făcută mai mult din pasiune pentru întâlniri cu tot felul de amici, pentru alcool și nu pentru afaceri. Și mai începe să facă și alte gesturi nesăbuite, de exemplu, critică sever conducerea Teatrului Național din București. Și curând, acest fapt atrage niște consecințe. Piesele sale încetează a se mai juca acolo, și nu din decizia sa, ci pentru că cineva a interzis acest lucru.
Faptul acesta atrage după sine și mai multe pierderi financiare care afectează grav siguranța familiei. Dar noroc tot cu de la Vrancea, Barbu Ștefănescu, care devine primar al Bucureștiului și îi oferă lui Caragiale titlul de membru onorific al Teatrului Național București. Ne aflăm deja în preajma anului 1901, când un gazetar obscur, Constantin Alexandru Ionescu, sub pseudonimul Caion, iritat de înțepăturile lui Caragiale din revista Moftul, îl acuză că ar fi plagiat opera Năpasta, asta după piesa unui fictiv dramaturg maghiar István Kemeny. Caragiale îi intentează un proces pentru calumnie și cu ajutorul lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea câștigă și procesul. În perioada aceea, Caragiale și de la Vrancea petrec foarte multe clipe împreună. Aici o cunoaște pe Cella, fica mai mare a prietenului său avocat și pianista de numai 14 ani, care îl încânta nu doar cu muzica ireproșabilă, ci și cu fizicul. Iar nenea Iancu, cum era el pentru ea, se apropia pe atunci de 50 de ani. De data aceasta, chiar dacă avea vreo iubită pe undeva, nu îndrăznea să se apropie de micuța pianistă. Însă, din memoriile acesteia, mulți ani mai târziu, aflăm cum era povestea cu nenea Iancu când venea în vizită, uneori chiar și cu copiii săi mai micuți, adică cu Luchi și cu Tuschi, Luca și Ecaterina. Pianista spunea că îi cerea să repete iarăși și iarăși câte o partitură, nu înainte să-i ceară, hai Aghiuță, cântăm din Beethoven. Dragii mei, ne apropiem de ultima parte a vieții lui Caragiale, marele dramaturg. Deși nu se oprea din scris, nu era mereu pe culmile succesului. Frecventa case bune din București, dar avea foarte adesea probleme financiare. Despre toate acestea aflăm din descrierile fiicei sale, Ecaterina Logadi, care nu ezită să rememoreze și momentele mai puțin faste ale familiei Caragiale. Ne-a mutat apoi în strada Sculpturii, într-o casă ursuză, cu chirie mică. Aici tata era mereu supărat. Într-o noapte de viscol s-a prăbușit cu zgomot asurzitor tot geamălâcul marchizei, iar frigul s-a prăbușit dușmănos în casa posacă. Mama mi-a spus mai târziu că la acea epocă, deși tata era în plină putere de creație, o duceau foarte greu. Lipseau multe în casă și mai cu seamă banii. La un timp nu aveam nici pentru masă și uneori mama aștepta istovită să vină tata cu banii obținuți din vânzarea unor cărți din bibliotecă. Mama suporta eroic acele lipsuri și nu se plângea niciodată. Peste un an iar ne-am mutat, de data aceasta pe strada Berzei, și ne-am fi mutat încă de mai multe ori dacă n-am fi plecat din țară. Acestea sunt realitățile din viața dramaturgului din preajma acuzațiilor de plagiat, undeva dintre anii 1901-1904. Dar iarăși are un noroc în 1905, când nu mai avea nicio speranță, când piesele sale veneau refuzate rând pe rând de a se juca sau se publica. Sora sa, Elena, cunoscută precum Lenci, decedează, iar Ion Luca Caragiale moștenește integral toată averea acesteia. Niscaiva 25 de milioane acolo pentru o familie cu 3 copii, 2 legitimi și unul nu era rău. Asta a permis familiei să-și satisfacă unele plăceri și bucurii în a călători, în a se muta definitiv la Berlin. De la Berlin scrie și corespondează cu oameni din România. Sătul să fie acuzat de plagiat sau să-și găsească unele opere copiate sau respinse, se retrage tot mai mult. Se exilează. În 1907, scriitorul contractează cu editura Minerva vânzarea pe veci, pentru suma de 4.000 de lei, a operelor sale. Toate operele sale de până atunci, toată munca sa. Lucru care este acceptat și un an mai târziu, editura Minerva îi publică în 3 volume, toate operele, seria opere complete. Însă, deși ține legătura cu oameni de teatru și diverse figuri literare, la Teatrul Național București sosește iarăși un nou director, Pompiliu Eliade, care nu vede în operele lui Caragiale ceva demn de jucat pe scenă. Eliade consideră piesele lui Caragiale ca fiind legate de fenomene trecătoare și, prin urmare, învechite, opinie reluată ulterior și de Eugen Lovinescu. În semn de protest, Caragiale și-a retras drepturile asupra pieselor sale de la Teatrul Național. Totuși, Pompiliu Eliade a considerat opera O noapte furtunoasă ca fiind o bijuterie a geniului, în timp ce O scrisoare pierdută ar fi apogeul repertoriului teatral românesc.
În această parte a vieții sale, Caragiale trebuia să facă față tot mai mult presiunii publice, odată din partea oamenilor care nu-l cunoscuseră, dar care se pricepeau de minune să-i critice operele, să le dea la o parte. A doua presiune mai venea și din partea unui fiu plin de resentimente, care îl critica și el, Mateiu. Dar Ion Luca Caragiale nu se oprea din a trăi. Avea nevoie de pasiune în viața sa, de stimulente, de orice fel, mai ales de afecțiunile femeilor. Asta pentru a-și menține spiritul creativ viu. De ziua sa, la 30 ianuarie 1912, refuză propunerea avansată de Emil Gârleanu, în numele Societății Scriitorilor Români, de a fi sărbătorit cu prilejul aniversării a 60 de ani. A pretins că-l doare spatele. Devenise și el un capricios, acest Caragiale. Prietenul Vlahuță tot îi cerea să se întoarcă în țară. Caragiale îl refuza cu patos, chiar îi spunea: pentru nimic în lume n-aș părăsi acest colț de viață străină pentru a mă reîntoarce în patrie. Să văd ce am văzut, să mai sufăr ce am suferit, aceleași mutre, aceleași fosile care conduc viața publică, otrăvindu-te numai cu privirile lor stupide și bănuitoare. Nu, dragul meu, nu, m-am exilat și atâta tot. La Berlin, unde locuia cu soția, primea vizite și iată cum, în vara acelui an, în care împlinise 60 de ani, adică în 1912, de câteva săptămâni, era acolo fica bunului său prieten, Cela de la Vrancea, fica lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, pianista care acum avea 25 de ani. Era la vârsta la care talentata pianistă dădea concerte în afara țării. Între cei doi s-a înfiripat rapid o relație, pe când avea ea 25 de ani și el, Caragiale, 60. În memoriile sale, pianista recunoaște că l-a cunoscut intim pe Nenea Young și scrie: destinul m-a făcut să-l cunosc. Este un ins colosal, abordează totul cu aceeași perfecțiune, în filozofie, în muzică, artă dramatică. N-am cuvinte să-mi exprim căutarea, stupefacția, gravitatea admirației mele în fața unei inteligențe ca a sa. Nu-l văzusem decât acasă, unde cea mai mare parte a timpului discuta cu Ticu, adică cu Barbu Ștefănescu de la Vrancea, dar eu nu veneam activă decât la pian, făcându-i plăcere. Însă în aceste zile petrecute la el într-un apartament înnecat în covoare turcești, am putut să-l cunosc și să-l binecuvântez. Destinul m-a făcut să-l cunosc atât de intim. Tot în scrierile sale, dintr-un secol de viață, pianista mărturisește ultimele impresii despre Caragiale, înainte de moartea fulgerătoare acestuia. Se spune că nu soția, ci Cela de la Vrancea ar fi fost cea lângă care Caragiale a murit. Dar ce s-a întâmplat de fapt? În seara de 8 iunie 1912, Ion Luca Caragiale s-a retras în dormitor spunându-i soției sale că va urma o noapte în care are de gând să lucreze până târziu. Versiunea oficială era că după o noapte în care fumase peste 80 de țigări, acesta a fost găsit fără suflare de către soția sa. Dar Cela de la Vrancea scrie în memoriile sale: într-o dimineață, Caragiale n-a mai apărut în salon să asculte o fugă de Bach. Am lucrat singură. Am început să studiez Marea Sonată de Schumann, în fa diez minor, bucată dramatică și grea. Dintr-o dată, un țipăt a sfâșiat fiorul melodic. M-am ridicat cuprinsă de frică și am fugit spre odaia de culcare a lui Caragiale. Ușa era deschisă. El alunecat pe jos, lângă pat, cu mâna stângă crispată pe cearceaf, capul dat pe spate, fața albă, ochii fixi. Îngrozită, soția îl privea. Văzuse că nu apăruse ca de obicei și îndrăznise la ora 11 să bată la ușă. Tăcerea o îngrijorase. A deschis, a văzut și a țipat. Cum să faci loc durerii așa pe neașteptate, scria Cela de la Vrancea în memoriile sale. Aceasta a fost scena mult discutată a finalului de viață al marelui dramaturg. Ce a urmat apoi, dragii mei, este cunoscut. Oamenii care l-au întâlnit au scris despre el, operele sale au căpătat altă valoare, familia s-a îngrijit de rămășițele trupului său, dar Cela de la Vrancea să fi suferit? Nu știm. Nu există nicio iubire triumfătoare în sufletul ei pentru Nenea Iancu, ci doar o perioadă în care a putut să fie amanta unui bărbat pe care cu tinerețea ei a considerat că l-a binecuvântat. Povestea infartului erotic este o poveste neconfirmată oficial. Cela de la Vrancea a recunoscut că între ei au fost episoade amoroase, fără să precizeze mai mult. Unele personaje, precum Alexandru Piru, aflaseră adevărul nescrise și rostite în șoaptă și făceau anecdote pe seama lor.
Nu vom ști niciodată totul cu adevărat, însă povestea acestui infart rămâne strâns legată de persoana fabuloasă a lui Ion Luca Caragiale, eternul amorezat, omul care a trăit intens până în ultimele clipe, primind onoruri, dar și făcând compromisuri în numele literaturii și teatrului, ducând o viață ca un lanț al slăbiciunilor.